ulterior cu mașini civile. Jandarmeria în uniforme și cu microbuz special și garda de medii cu numere de Argeș, dar cu mașină civilă. Nu. Sunt doar curios ce se întâmplă aici. Sunt doar curios ce se întâmplă aici. Ok, fain. Și garda de mediu am văzut, nu? Arde ăștia deșeuri sau? Nu știm exact. Sau poluiază altfel? În momentul de față nu se întâmplă. Ok. Mulțumesc. Depozit de metal uzat și probabil sunt dintre cei care ard noaptea plastic, cauciuc sau poate chiar nu e legal depozitul ăsta. Au venit constate. Gardul străbușește. Aici un fel de toaletă. Na, e minunat că adunați fierul uzat. Cauciucul și tot așa. Dar ele trebuie separate și reciclate conform normelor. Nu oricum. Prin ardere, topire sau iată, împrăștiind o grămadă de deșeuri, sticlă. În jurul centrului de colectare. Altfel mai mult dăunați decât ajutați mediul. Mă bucur să văd garda de mediu la treabă. Credeam că nu faci chiar nimic. Iată cu jandarmeria, cu poliția. Au grijă de sănătatea
ori la treabă. Cam și eu treaba mea. Mă duc la judecată. La Bolintin Vale. Ca să cer anularea amenzii aplicată abuziv mai bine de 2 ani în urmă. Niște polițai răzbunători care tot așa îi filmam în exercițiul funcțiunii, dar ei au intervenit violent și abuziv și la un moment dat, după ce m-au sequestrat, m-au dus la secția de poliție. Uite și aici jandarmerie. Și aici poliție, și aici depozit de metal uzat. Operațiune amplă. Iată, poliția în sfârșit face ceva util. Și jandarmeria, și garda de mediu. Bun. Așa da. Altfel eram gata să pledez pentru desființarea lor, că până acum se comportau ca o mafie cu epoleți împotriva cetățeanului, împotriva drepturilor omului. Mai devreme un echipaj de poliție, niciunul nu purta mască și niciunul nu avea centură. Și aici din nou, aceeași situație. Niciunul nu poartă mască, niciunul nu are centură. Dar văd că și aici e o operație specială a gărzii de mediu. Cu jandarmeria și cu poliție. Bolintin Vale, județul Giurgiu.
iau grijă de mediu, dar... Mașina e cu motorul pornit. Stă pe loc cu motorul pornit. Sunt 8 grade afară. Operațiunea specială a gărzii de mediu a poliției și jandarmeriei din Giurgiu Bolintin. Iată că iese din nou fum negru. Cineva arde deșeuri. Sau poate nu. Miroase cauciuc. Poate și încălzești casa cu gunoaie, încălțăminte vechi. La marginea orașului, dar tot nu văd sursa de fum. De unde a ieșit norul acela negru? De asta le-i greu și organelor să găsească, pentru că o astfel de incendiere durează foarte puțin când topesc metal din asta colorat, când ar cabluri, îi mai pun benzină motorină și arde repede. De asta e bine să intervenim marturii ocazionali, vecinii, filmați și denunțați, pentru că vă otrăvește pe voi, vă pune viața în pericol. Focul acela poate se extinde necontrolat și pentru că e faptă ilegală arderea de deșeuri. Îndrăzniți! Poliția, garda de mediu, pompierii, îi sesizați când aveți proba. Eventual le cereți să păstreze anonimatul. Punem umărul cu toții pentru că aerul curat e necesar pentru toți și poluarea nu afectează doar pe cei care poluează și pe vecinii lor, dar pe toată lumea.
noxele se duc peste granițe, peste tot. Yeah.